Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de The Escapists în Jingle Cells. Mergem frumos la Morning Roll Call, ne cheamă ăștia de dimineață, parcă avem câteva iteme de contrabandă, sper să nu mă caute pe mine și de asemenea trebuie să ne uităm la aceste misiuni, avem două, să distragem atenția la Exercise Period, avem trei? Ok, doar două aparent, cred că una a expirat și de aia, Deci când vine exercise period, trebuie să distragem atenția. Following, bla 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 bla, ok, nu mă caută pe mine. Ceea ce ne interesează pentru episodul de astăzi este să facem rost de un job. Și nu mai țin minte exact de câtă inteligență vom avea nevoie. Deci trebuie să mă duc să fac rost de inteligență. Da, acesta este planul nostru. Deja mă caută băieții, vor să mă omoare. Hai mă, cât mai durează roll call-ul ăsta, vorbește, stai aici. O să mergem să mâncăm niște păpică, dar pe mine mă interesează zona aia. Uite aici, mine. Taci din gură. E breakfast-ul. Din câte țin eu minte, pentru metal shop, ca să te poți angaja acolo, ai nevoie de multă inteligență. Dar nu mai știu câtă. Deci chiar nu știu. Așa că vom spama aici cât putem. Și după aceea trebuie să-i și distragem atenția ăluia. Și nici nu știu care e și unde e. Parcă de la 10 e... ne ceartă ăsta. Hurry up! Dar nu ne ducem. Cred că poți să și citești și pe internet. Cred că e la... adică nu cred că diferă foarte tare între ele. Da... deci avem jobul acela. Cred că astăzi ne vom da demisia de la kitchen job. Nu mă mai interesează jobul ăsta stupid. Ok. Bun, mă omoară ăsta. Mi-a luat vreo $8 sau ceva. E ok. Hai să vedem câtă inteligență am. 48. Cred că ne trebuie mai mult totuși. Oh, ce naibă caut aici? Hai să ne uităm pentru început unde e metal shop. Ăsta e? Nu, ăsta e furniture. Metal shop, fix aici. Ne interesează pentru că avem o cutie, da? Și avem nevoie de mai multe cutiuțe, știți și voi, ca să putem să scăpăm și să ajungem înapoi la Moș Crăciun. Practic, asta este misiunea noastră. Pentru că eram în drum spre Moș Crăciun, am scăpat din închisoarea anterioară, dar mi s-a stricat Sania sau ceva și acum trebuie să o reparăm, să plecăm la loc. Bun. Mai facem noi aici joburi. Joburi, doamne. Ne uităm pe internet, devenim inteligenți și cred că următoarea zi îi iau aluia job-ul. Perfect, da, am 101. Nu mai știu, trebuie să mă uit pe... ia, ce misiune are asta pentru noi? I need a roll of duct tape? Nah, n-am să-ți dau. Ok, hai să mai căutăm pe aici. Vine curcanul. E, boss, lasă-mă în pace, mă ascund la mine în celulă. Poate vedea fraierul. Bun, hai să căutăm pe la ăștia pe aici să vedem ce au. Va trebui să spargem peretele ca să putem să ne ascundem itemele în spate. Nici nu știu momentan de ce iteme am nevoie, asta e faza nașpa. Dental floss, bă, nu știu. Nu cred că avem nevoie de dental floss. Știu că cu aia poți să tai gardul ușor, dar momentan nu cred că avem nevoie. Lemn poate avem nevoie. Ca să construim alte iteme. Nope. Ia uite, are asta o misiune. Da, foil nu cred, dar hai să-l luăm pentru că cine știe. Așa, și acum trebuie să stăm noi în pătuți. Să ne refacem toată energia. Cred că urmează exercise period. Acolo mai fac $50 rapid. Ne zice că ne-a dat afară de la job. Exercise period, exact. Trebuie să le distrag atenția fraierilor. Ok, dar cred că trebuie mai întâi să vină toți. Trebuie să ne strângem cu toții. What the fuck? Cred că trebuia să mai aștept. La naiba. Zim că pot să le mai distrag atenția încă. Ca să nu se ducă misiunea aia degeaba.
Aha, perfect. Am ieșit oarecum pe un micuț minus. Wardenul. E ok, am murit doar o dată. N-ar fi trebuit să murim deloc, dar mă rog. Hai să ne odihnim, este free period. Iarăși vom face același lucru, vom merge să citim. Cred că am nevoie de 70 inteligență sau ceva, habar nu am. Dar nu uitați să vă dați butonul de like dacă vă place seria, pentru că am văzut că primul episod, adică episodul anterior, a prins foarte, foarte bine, v-ați uitat mult, s-au strâns multe like-uri. Adică ați fost destul de fericiți că ați văzut că s-a reîntors seria. Acum, depinde doar de susținerea voastră, dacă vă mai continuăm cu episoade sau nu. Cam asta este șmecheria. Care este planul nostru, momentan? Să facem multă inteligență, să-i furăm jobul ăluia și să ne băgăm noi la acel job, la Metal Shop. După care vom schimba iarăși jobul, pentru că vom avea nevoie să intrăm în altă parte, ca să avem acces la acea cutiuță cu brăduțul pe ea. Dar cred că după aia ne schimbăm la loc pe Metal Shop, pentru că ăla e destul de bun și ne dă destul de mulți bani. Dar banii oricum o să-i facem din misiuni. Cam asta e șmecheria. După aia trebuie să iau o furculiță și să sparg zidul din celula mea ca să am acces și trebuie să-mi fac un poster. Dar nu mai știu cu ce faci posterul, faci cumva cu duct tape? Uite, asta nu mai știu. Cred că avem destulă inteligență pentru acel job. Dar e free period și da... Parcă acolo am căutat, nu? Nu mai știu, parcă și aici am căutat. Mi se pare că în dreapta de tot n-am căutat. Uite, puteam să mâncăm ciocolata aia să ne mai revenim. Zlovs. Da, parcă am căutat noi peste tot. Ce aș putea să mai fac acum? Oh, mai e și aici. Dar e un polițist. Nu, m-a văzut. E, aia e. Ne-ar trebui niște roll of duct tape ca să pot să fac posterul. Dar parcă am deja. Tube of bleach. Nu ne trebuie bleach-ul, n-avem ce face cu el. Mai departe, rosiner. Magazine, parcă avem. Oricum o să ne trebuiască două, asta așa e că avem... Da. Ok. O să vă zic și de ce. O să ne ascundem itemele pe aici și odată o să spargem peretele să putem ieși pe afară. Va fi interesantă ideea. Evening meal. Trebuie să ne mai uităm după niște quest-uri, niște misiuni. O să mănânc o gogoașă de asta. Super. Bun. Ne întoarcem la loc. Nu știu dacă mai avem job. Adică dacă mai avem... If you could distract... It's all cracking off next evening meal. Următorul, adică ăsta nu se pune? Next evening meal? Uite așa, o să ne scadă obosela foarte repede. Bun, care e șmecheria? Deci, nu știu dacă vom mai avea vreun job, cred că o singură dată pe zi muncești. Știu că mai erau alte închisori unde muncești și de două ori pe zi, dar cred că la asta doar o dată. Pentru că dacă e doar o dată, asta înseamnă că mâine mai putem să-i furăm jobul ăluia. Deci până atunci nu avem decât să așteptăm, cred că am pus și Facebook bine. Leisure work, ba nu, e work. Uite aici aveam la Metal Shop, dar nu știu cine intră. Ok, acum trebuie să-l ținem pe ăsta ocupat, cam 2 ore, să mă învârt cu el pe aici. L-au dat afară și își ia și o mamă de bătaie. Shower block. Ce bătaie și-a luat, ce putem să-i furăm și timbărul. That's awesome. Iar mâine ne putem lua următorul job, cred. Ce misiune ăștia? Nu. It's all cracking off next evening meal. N-am acceptat prima dată aia cu evening meal. Ok, o avem acum. Deci la următorul evening meal trebuie să... Ok. Bun. Ce vreau acum să fac este să mă angajez și trebuie să văd ce iteme de contrabandă am aici. Deci dacă ne caută curcanii, n-avem unde să ne ascundem toate itemele de contrabandă. Ok, le putem face așa. Și trebuie să văd de unde mi-au jobul acela. De aici? Da. Metal Shop, apply. I've stamped your application as approved. Welcome to Prison Industries. Super, super tare. Deci am avut destulă inteligență. Iar acum va fi acel roll call de care vă ziceam eu. Și trebuie să vedem dacă ne caută sau nu, pentru că nu vrem să fim prinși.
cu mâța în sac. Nope. Bun. Credeți că ne caută? Pe Rafa, nu. Bun, ia, ce iteme vând ăștia? Poate ne interesează. Ne interesează costumul de polițist. Cam aia e jmecheria. Pe care îl luăm noi până la urmă. Enervant că trebuie să stăm după ăștia aici. Deci următoarea zi avem acces la prima noastră cutiuță. Ok, luăm toate astea. Le punem aici ca să ne rămână salvate în momentul în care ne culcăm. Perfect. Acum, avem un nou job, dar mă interesează foarte tare să vin aici și să sparg peretele. Ca să pot să-mi ascund itemele de contrabandă, înțelegeți? Mă mir că încă nu ne-au dat alea jos de pe gratii. Ah, e morning roll call. Nu. Next breakfast, ok, trebuie să le atrag atenția la acum la de dimineață. La breakfast. Face the front. The following scum are due to a cell toss, bla bla bla, nu mă caută pe mine, e perfect. Deci ne interesează multe furculițe, parcă cu furculița spărgeai peretele. Dacă nu mă înșel. Sigur, sigur. Deci nu vinde nimeni niciun costum de curcan. Și ne-am cărat în 4, 3, 2, 1, boing. Perfect, trebuie să le atragem atenția, dar înainte să le atrag atenția am nevoie de toate furculițele din zonă. Doar atâtea? Nu cred că ne ajung să spargem peretele, sau? Stăm puțin aici, ne relaxăm, toată lumea a venit să mănânce și mergem să-i dăm un pumn în cap ăstuia. De ce? De ce noi nu le-am atras atenția? Oare trebuie să atac un anume polițist? Pentru că sunt puțin confuz. God damn it. Da, the breakfast. Pe ăsta trebuia să-l atac? Ok. Nu, 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 lasă-mă pace. Am făcut oarecum bănuți, dar am pierdut în același timp o mare parte din ei. Am ieșit pe profit, dar nu îndeajuns. Ok, hai să vedem ce se află în cufărul acesta. Metal tube. Workhead și magnet. Astea vor fi mereu aici, deci... ok. O să luăm câte una din fiecare, cred. Dar până atunci... Hai să ne complet... Mă, dar e jocul dat la blană sau... Și ne-a se întâmplă, parcă s-o de prea tare. Bun. Luăm astea așa. Știți și voi care e șmecheria, că am mai făcut astea. E destul de mult de muncă, dar e ok. Atât timp cât nu trebuie să craftăm ceva. Să nu fure furculițele prostul. Să nu le fure că mă supăr. 5. Come on. Come on. Nu fura furculițele. Oh, mi-a mai trebuit una? Perfect. Și acum mergem să încercăm să spargem acel perete. Nu ne văd polițiștii pentru că avem totul astupat. Dacă nu mă înșel, așa se făcea posterul. Vedeți? Dar trebuie să spargem întreg peretele. Cum spargi un perete cu furculița? Habar n-am, nici nu pot imagina. Îl râcăi până când... Ce-a făcut nemernicul? Bă, băiatule, bă! Tu vrei să mă vezi când fac eu belele aici? Lasă astea puse sus, cum am zis. Și vine el să-mi distragă atenția. Sau să-mi strice treaba. Ei n-au cum să mă vadă prin copertina asta. De-aia le dau jos. Îmi place că eu sparg asta cu el aici. Și nici nu mă vede fraierul. Fraierul. Ok, nu cred că ne ajung trei furculițe. Aaa, la naiba. Cred că ne mai trebuia una și atât. G-
God damn it! Da. Mergem la breakfast, la breakfast, la exercise. Și nu mai avem rost, nu mai avem rost, nu mai avem de unde să facem rost de furculiță. Aici cred că voi sta degeaba, pentru că sunt prea obosit. How long can he go? Hai să vedem ce misiune are asta pentru noi. Officer Afuera, eject my bottle of sleeping pills. Oh, se bat băieții răi! Din păcate n-avem ce să luăm de la el. Vreau doar să fac misiuni în care trebuie să distrag atenția, pentru că alea sunt cele mai simple. Ok, n-avem decât să stăm degeaba, bum. Și aici este free period. Acum, în free period, cred că vom sta noi... Băi, iar le-a dat jos, ăsta e nebun la cap, înseamnă. Vom sta degeaba. Să ne mai revenim puțin. Și hai să furăm... Hai măcar te de aici. Băști! Să mai furăm din itemele astea, să vedem ce mai ascunde pe aici. Poate o să ne trebuiască un lighter. De ce nu? Bricheta. Ciocolata e bună. Timber, poate. Avem un lemn. Momentan, wire o să avem nevoie. Corect. Nu știu de cât, cred că mai multe de două. Mai mult de două bucăți. Bă, dar am băgat, am mâncat 3-4 ciocolăți, ești nebun. Hai că vine ăsta încoace, pleacă bă de aici. Fraierică. Ok, le punem așa. Deja e full. Ok, asta, asta și asta și asta. N-avem nevoie de ele. Hai bă, dar câți veniți? Mă lăsați și pe mine să fac... Ia uite-i bă! Non-stop! Se poate să mă lași pe mine singur? Ca să fur de la colegii mei drăguți? Băi, eu nu înțeleg care-i faza cu tot lemnul ăsta. De ce are toată lumea lemn? Și nici nu știu dacă o să am nevoie de el. Probabil că nu. Dar îl iau doar așa, că, na, în caz că... E mai bine să ai decât să n-ai. Ok, asta n-avem nevoie. Ce misiune are asta pentru noi, a? Na. Nu prea mă interesează. Bun, roll of duct tape ăsta e bun, în sfârșit ceva diferit. Vom avea nevoie sigur de roll of duct tape, vă zic. Nope. Nu. Bă, nu mai au lemn, îmi bag piciorul. Am destul. Doamne, știți nebuni cu lemnul. Ori îl iau ei de undeva gratuit. Da, atâta, fiecare are lemn. Dacă stai să te gândești, e puțin cam ciudat, pentru că fiecare din închisoarea asta are iteme de contrabandă. Ceea ce e dubios. Zicem că mai avem o furculiță. Nu mai avem furculiță să sparg peretele. N-am cu ce să-l sparg. Cred că cu un file sau nu, ăla mi se pare că e la guard file-ul. Chiar nu știu. Merge cu combo? Combo știu că doar se ascute. Și nu pot să-l... Avem la lemn. Baseball bat. Sigur, pune baseball bat-ul, că de ce nu? Cu asta merge doar sub pământ. Și n-au avut nici ăștia nicio furculiță, sau cel puțin nu cred că am văzut să aibă vreuna. Aia e. Hai să cumpărăm un roll of duct tape, pentru că e posibil să avem nevoie. Hai mă, are cineva o furculiță? Ciocan. O care doar, e doar weapon ciocanul și avem o armă mai bună decât ciocanul ăla, da. Ok, hai să vedem ce misiuni mai au ăștia. Cred că trebuie să atrag atenția la acest evening meal. Nu trebuia să-l atac, că s-a terminat. La naibă, mă și mănâncă nasul. Am pierdut ambele misiuni? Bă, nu e corect. Am pierdut pe ambele. Deci era la evening meal-ul ăla. Am uitat că mai am o misiune.
Dar e ok, pentru că oricum avem foarte mulți bani. Adică să facem și de aici mulți. Nu ducem rău cu banii, adică ne cam permitem orice. Ceea ce e bine. Pentru că o să ne intereseze costumul de polițist. Dar momentan... îmi cam fac griji de faptul că pot ăștia să mă găsească cu iteme de contrabandă. Și nu e întocmai cum îmi doresc eu să se întâmple. Șase, patru, hai. Hai, boss. Ah, dar mai trebuia doar una, nu trebuia să le iau pe toate. Facem și în plus, vedeți ce... ce de-asta muncitor sunt. Muncitor bun. Perfect. Ce putem să mai facem noi acum? Habar am, nu cred că mai avem ce să facem. Adică am o groasă de lemn, două bucăți de roll of duct tape, avem un poster, wire. Ok, păi și ce aș mai putea eu să fac? Na, își arată exact la fel cineva, frați. Tony, ia zi-mă. Nope. Nu. Da, nu cred că mai avem ce să facem. Urmează shower block sau urmează free period? Cred că urmează shower block și după aia ne băgăm la somn. Băi, ăstea ne-ar trebui, dar nu știu. Cred că luăm câte una din fiecare. Dar înainte să le luăm, vreau să fac gaura aia în perete ca să pot să-mi ascund toate itemele aici. Și va fi perfect. Și până atunci... bă, dar vin ăștia non-stop. Bă, îi vedeți? Sigur îi vedeți cum vin băieții. Ok, să luăm astea două de aici, așa. Oare putem să le punem și din exterior? Da. Super, super tare. Ce să mai zic, aici am căutat? Nu mai știu dacă am căutat și la ăștia. Parcă da, parcă am căutat peste tot. Shower block. Păi cam atât cu ziulica aceasta. Mamă, ce ureche am. Cred că atât cu ziulica aceasta și cu episodul acesta, pentru că va fi shower block, după aia va fi evening roll call și mă bag la somn și cam asta a fost. Deci, ca idee, am treia, da, că era evening meal. Fuck. Ca idee... oare avem nevoie de un file? Hai să-l cumpărăm totuși, poate avem nevoie. Ca idee, am făcut rost de un job nou, avem acces la primul crate, să-i spunem așa sau cum naiba se numește, ăla de Crăciun. Ce ne așteaptă în episodul viitor? În episodul viitor ne așteaptă, în primul rând, voi sparge peretele, o să avem unde să ne ascundem itemele de contrabandă și nu o să mai avem nicio problemă. I need a poster, could you hook me up with one? Nu prea se merită, pentru că un poster se face și cu un roll of duct tape, care e cam rar de găsit, deci no. Chiar dacă am un poster, nu mai contează. Ce are stat la el? Nimic. Bun, deci da, în episodul viitor vom sparge peretele, o să avem unde să ne ascundem itemele de contrabandă și cred că o să ne schimbăm jobul după aia. O să luăm itemele de la job, le punem acolo la noi și după aia ne schimbăm jobul. Ok, cred că așa va fi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!